Sărbătoare la grădinița numărul 19, unde copiii au organizat carnavalul toamnei. A fost prilejul perfect pentru a prezenta roadele toamnei. Cei mici au dansat, au cântat și au confecționat costume ecologice. La carnaval au participat toate cele 9 grupe de prechindei. La final, cele mai frumoase costume au fost premiate, iar reprezentanții grădiniței au primit distinții în cadrul programului Ecoșcola. Atmosferă de sărbătoare la grădinița numărul 19 din Drobeta Turnu Severin. Copiii au organizat carnavalul toamnei pentru a le demonstra părinților că știu să pună în valoare roadele acestui anotimp. Prichindeii au dansat și au cântat îmbrăcați în costumații ecologice realizate din materiale reciclabile. Grădinița cu program prelungit numărul 19, structura școlii gimnaziale Constantin Negreanu, continuă șirul activităților extrașcolare dedicate preșcolarilor. Astăzi se desfășoară activitatea Carnavalul Toamnei, pe parcursul căreia se propune valorificarea și integrarea roadelor toamnei. La final, cele mai frumoase costume realizate din materiale reciclabile au fost premiate. Totodată a fost arborat steagul verde, iar reprezentanții grădiniței au primit certificatul Ecoșcoală obținut în luna octombrie. A avut ca scop crearea de costume din materiale ecologice. Proiectul mondial Ecoșcoala, după cum se știe, este extrem de important, încă de la vârsta preșcolară, să obișnuim copiii să respecte mediul și natura. Carnavalul toamnei este una dintre activitățile propuse în acest an, care are scopul de a-i motiva pe copii să protejeze mediul înconjurător.